Așa, o fi, dar mi-am și indicat ca să interup chestiunile cu loc. Așa o fi, pentru că dacă n-ar fi fost așa, nu eram aici și nu știu dacă eram atât de fericiți și fericite. Eu, ca de obicei, o să fiu foarte sincer, cât o să pot să fiu de sincer cu dumneavoastră, pentru că aici e prietenul nevastă mea și nu știu. Dar rămân uimit, nu știu, poate așa e la mine. Dom'le, cât sunteți de asuprite? Eu rămân uimit și mă gândesc cât sunt eu de asuprite. Și nu cred că, n-am crezut că viața mea va ajunge vreodată la o asemenea demonstrație de, era să zic apartheid. Acum, doar ca și o glumă. Doar ca și o glumă pentru că în toată viața mea am fost înconjurat de foarte multe femei. Și cred, nu cred, eu sunt sigur, asta m-a ajutat să fac ceea ce am făcut. Nu mai țin minte din școala generală, atunci era o chestiune numai dacă avea codițe, s-o trag de codițe sau chestii de astea. După aia, în liceu au fost vreo 22 de fete în clasă și 6 băieți, de care am și eu. Poate asta ne-a și format altfel, la facultate la fel. Și tot timpul m-am simțit foarte bine. Pentru mine, femeia a fost un partener egal. N-am înțeles niciodată chestiunea asta cu făcutul mâncării, cu el care vine acasă. Cine sună el? Soția nu cred că o sună băia. Poate asta m-a făcut și în viață ca să-mi aleg colaboratorii. Mă uit aici, arhitectă și directoare, câteva, echipa. Toți sunt oameni, doamne, angajate la primărie. Poate câteodată spun și eu și poate mult am înțeles că primăria este primăria în fustă. Și să știți că această primărie în fustă, această administrație are aceste rezultate pentru că este în fustă. Femeile sunt altfel, sunteți altfel. Știți să munciți mai mult, știți să vă împărțiți timpul altfel și câteodată, când aveți voi timp și chef, mai aveți grijă și de ăla care este lângă voi. Câteodată. Și timpul tot mai era. Multe lucruri o să vă spun și chiar o să încerc să am un discurs scurt. Asta nu înseamnă că la ora 10 vă aștept și eu. Îmi facem alte programări, dacă vreți, în timp. Mă bucur tare mult că sunt aici, să știți că chiar că sunt emoționat și poate niciodată n-am fost atât de emoționat și niciodată nu mi-am înfătit atâta verigheta pe deget când drumesc. Asta nu că mă deranjează, nu mă deranjează, dar parcă mă calmează. Și cred că mă calmează pentru că știu că undeva este cineva care se gândește la mine și aș fi fost bucuros să o văd și pe aia aici, însă cred că toți au joburi, trebuie să stea acolo la job și să-și facă treaba. Aș vrea să le fi văzut și pe mai multe doamne din primărie să fie aici. Știu că toate au contribuit. Știu că la noi cazanul fierbe pentru că ne pregătim pentru ce înseamnă următoarele fonduri europene. Noi știm să le luăm. Această administrație mică, dar cu voi, cu direcția de programe și cu oamenii din primărie, a reușit în celălalt sezon, să-i spun, pentru că eu cred că am intrat în nou sezon al fondurilor europene, aproape 200 de milioane de euro. La o populație atâta cât este ea de mare. Și asta numai datorită lor, datorită muncilor, datorită viselor lor, datorită viselor mele. Ar trebui să-mi povestiți toate visele. Deci, datorită lor și când spun lucrurile astea, nu spun gratuit. Așa că tot ce s-a făcut aici, să știți că este prea puțin și vă spun din suflet pentru ceea ce meritați dumneavoastră, pentru că eu mă gândesc la mine și m-am gândit când am venit aici acum, cred că citisem de foarte mult timp și nu știu dacă o să parafrazez ce spunea Gabriel García Márquez. Luați-o și traduceți-o fiecare pentru dumneavoastră, legat de cel pe care îl aveți lângă dumneavoastră, de cel pe care vreți să-l aveți lângă dumneavoastră și întrebați-vă de foarte multe ori de ce l-aveți așa și de ce l-aveți altfel sau de ce l-aveți cum vreți. Să știți, eu nu vă spun că sunteți vinovate pentru asta. Să știți că este așa cum îl vreți dacă știți să-mi faceți așa cum vreți. Și dumneavoastră știți treaba asta.
Că mai să vă spun ce zicea Gabriel. Gabi. Nu te iubesc pentru ceea ce ești, ci te iubesc pentru ceea ce ai reușit să faci din mine. Și mi se pare, cum să vă spun, mi se pare că spune foarte mult. În adevărat roman aici. Și cred că aici este marele sâmbure al adevărului și a relației dintre voi și Domnul. Eu cred că trebuie să fac așa Academia Bărbaților. Dacă o să continuăm în ritmul ăsta, nu o să facem o mișcare feministă, dar o să ne cerem drepturile. Asta este un lucru care se întâmplă foarte mult în lumea asta și în Europa, blândă, drăgălașă și câteodată nu e acasă, e până alte părți. În general, tot ce înseamnă minoritate sau ce se declară minoritate primește niște lucruri deosebite. Este drept, așa trebuie să fie. Însă, eu nu sunt de acord să sentez minoritate. Când mă duc la vechiul proverb evreiesc, bărbatul este capul, femeia este gâtul, dar gâtul întoarce capul acolo unde trebuie. Vă mulțumesc încă o dată că sunteți aici. Și m-am terminat altă dată, mi-a dus aminte doamna Cioloș. Să fiți fericite! Udați și această iarbă artificială. Azalee pentru a rămâne la fundația acestei ciuni. Și eu, după aia. Da. Ca și la grădină. Aceasta va fi? Am îndoșat, dacă nu știu ce e. Vieții. Nu e vot. Era vot pe un bărbat.